Salutare, prieteni! În seara asta, noaptea asta, trenul de Marte ăsta, băi... Da. Trenul de Marte s-ar putea să ajungă pe noapte! Trenul de noapte s-ar putea să ajungă pe Marte, da, măcar pentru o simulare. Să vedem și noi cam cum naiba e pe acolo, că ăștia tot văd că se pregătesc în asidii. E ca în Dubai. Adică eu de când văd imagini din Dubai... Trenul de Marte, uite, bă, înseamnă că dacă ne place atât de mult în Dubai, că dăm năval acolo... Da. Practic, diferența... Între zi, peisajul... Da, peisajul. Acolo și... Altfel, aici poți respira cât de cât. Niște zgârienuri. În, rest, în Dubai poți respira cât de cât. Acolo da, nu. E la fel. Ok. Vă salutăm. Suntem tot noi, Bubanu și Pali. La RNTV, așadar, începe trenul de noapte. Tema emisiunii în această seară, iubire în luna lui Marte, că stă să vină Martie peste noi, versus trai, simulare trai pe Marte. Da? Am zis noi. Trai să pe vă trai. Trai pe vă trai. Acolo spune înainte. Au oamenii de la NASA nevoie de niște voluntari care să trăiască într-un spațiu de ăsta, într-un cadru creat care să, nu știu, facă într-un fel ca cei de acolo care stau în spațiul ăla să se creadă pe Marte. Da? Să copieze exact situația de pe Marte. Adică chestia asta un an de zile. Fără atmosferă. Să ia pe aia de la voluntari. Că primul lenguaj. Lasă că... Mă, măcar aia 2-3, săraci. Aia devine așa, mai de vârsta 3, așa, știi? Viața joc, avea respectul o poartă alături de voluntari. Gata, bun! Hai merge, să pedale. Luăm pe rând așa, frumos, și avem, odată, echipa de handbal junioare 3 și-a încheiat parcursul fără greșeală din serie D. Scrie Republica News.ro. Da, o să vedem despre ce e vorba. Bravo, performanță de aplaudat, niște scoruri pe care nu prea n-am văzut la handbal. Da, mă rog. Uite, o țin într-o aplaud tare rău. Proiectul care interzice vânzarea băuturilor energizante către minori a fost adoptat de Camera Deputaților. Bravo, bravo, bravo. De trei ori bravo. Republica News titrează. Da, chiar... da, știi și asta, e o chestie. Nu știu. Un pic așa, tu pe de-o parte sistemul încurajezi consumul de droguri. Atenție, nu statul. Deci, atenție, nu statul român. Da, nu, nu, sistemul. Este o altă nuanță, doar că... Și ție ți-ar de că beau ăștia, nu știu ce. Da. Ok. Republica News.ro scrie despre proiectul ăsta. Începe plata a prestațiilor pentru beneficiarii venitului minim de incluziune. VMI-ul, ce ai oftat un pic, așa, e minim, venitul minim de incluziune. Deci încă o plată. Da. Statul mai dă ceva cuiva. Da, domne, pentru că trebuie să dea în ani cum sunt ăsta, dai. Da, mă, păi după ce au pus taxele alea pe ăștia care muncesc, da. Să dea și pă, da, bogea ceva, da. Uite cui. Vedem noi cui. Actualitatea prahoveană, de aici avem titlu. Ne întoarcem la Republica News.ro, o femeie din Galați a uitat să-și ia copilul cu ea atunci când a plecat de la spital. Atenție! Da. Unde venise în vizită la alt copil internat, tot al ei. A? Motivul invocat de mamă a fost că a fost în oraș, mă. Mă. Așa scrie aici în titlu, a fost că a fost în oraș. Motivul invocat de mamă era mai frumos, două puncte. A fost în oraș. Bă, te asta pierzi, e. Dacă nu fi de acolo săraca, na, șocul mare, eu, practic intri într-o altă dimensiune. Da, cum să nu, da. Mai ales că ea nu știa cum să scape de copiii aia oricum. O să vedem noi în... Sperați că Dumnezeu. O să vedem, nu, pe bune, da. O să vedem în articolul. Ok, nu... Ce am făcut? Cu ghilimele, știi? Da. Titlul din Republica News.ro, o femeie din Timișoara a luat pe capotă o tânără în timpul unei lecții de condus, în momentul în care instructorul abia coborâse din mașină. Da, o să vedem și niște imagini care... Asta e chiar film, da. Da, vă pot afecta emoțional, nu glumim, chiar pot, că sunt imagini dure, dar sunt durate la un moment dat, sunt obținute de la cei observatori. Nu sunt dure, știi ce mă afectează pe mine emoțional? Doar gândul că eu pot da peste una de asta în trafic. Toate afectează și fizic. Aia, fizic și emoțional mă afectează. Aici... Nu că văd eu imaginele alea. Acolo practic, sincer, știi ce am făcut eu? Și tu? Hai, de ce? Am râs. Păi cum n-ai bă, să nu râzi? Cum s-au întâlnit astea două fix în mijlocul străzii? No, una care dă, se pregătea, deci făcea lecții, și una care era cu mașina perpendicular pe stradă. O să vedem. În pană. Făptura de și-a luat-o la modul... grav, n-avea, cred că, nicio treabă ea de curiozitate. Dar o să vedem pe imagine. De curiozitate? Da, da. Păi da, dar în știre scrie că era mașina ei. Hai că vedem, ne lucidăm cu ajutorul imaginilor. Asta e știrea din Republica News. Nu trebuie să ascundem nici faptul că mare și o mare parte din vine este și a instructorului, da? O să vedem de la ce? Momentul. Este.
Păi ce, s-a dat jos din mașină, vrei să stea toată viața în mașină cu femeia? Păi nu. Sau dacă nu se dă ea jos prima, ăla nu se poate da? Te dai jos din mașină ca instructor, ori îi tragi una de mână, ori o lași în liber, ori nu știu, îi iei cheia, o înghiți până te întorci. Stai puțin, că nu cred că toți instructorii fac așa și nu cred că trebuie făcut așa. Nu, dar preventiv. Păi ce vină, îl bași pe ăla, omul ăla sărac, ăla chiar n-are nicio vină. Păi nu știu, poate ființa asta care a călcat-o pe cealaltă ființă era la prima oră de conducere. Treaba ei. Păi nu, că te asiguri și tu ca și instructor. Dar mă rog, hai că vedem imaginile și ne dăm cu părere. NASA caută 4 voluntari pentru a participa la o simulare de un an a vieții pe Marte. Uite, 2 nu sunt aici. Se plătește bine, doamne, sau? 2 nu sunt aici. Da, zi. Da. Da, ce să mai. 4 voluntari, da? Da. Are nevoie NASA. Ok. De aici tema noastră. Titlul este de pe republica.ro. Așadar, iubire în luna lui Marte versus simulare trai pe Marte. Bun. Aplaudăm acum echipa de handball junioare 3, care și-a încheiat parcursul fără greșeală din serie D, scrie republica.ro. Miercuri, da, pe parcursul ăsta, un parcurs fără greșeală, a fost încheiat în serie D, a fazei geografice a campionatului. Fetele reușind să câștige cu 51-17, da? Da, 17. Ce scor. 22-6, pauză. Meciul restant din etapa a 12-a de la CSM Râmnicu Sărat și în deplasare. Da, partidă care a fost amânată luna noiembrie anului trecut din cauza drumurilor zăpezite din zona Râmnicului Sărat. Întâlnirea de astăzi venind la numai 3 bine, zile. Bine, de astăzi așa da, era întâlnirea de miercuri. Da, da, la 3 zile după cea din tur, așa s-a potrivit, acolo unde fetele pregătite de Leonard Cristescu și-au făcut din nou norma de 50 de goluri în jocul de sâmbătă trecut de la Brazi, dar acolo au bătut cu 50-26. Okay. Le-au iertat mai mult aici. Acasă, da. Da. Mai strâns acasă, le-au dărâmat în deplasare. 50-17. CSM Ploiești merge cu punctaj maxim, așadar în grupa valoare 2, alături de ocupanta poziției secunde CS Câmpina, urmând să întâlnească tur-retur formațiile care vin din serie E. ACS-ul Viitorul Pantelimon și CSS 6 București. Și primele, și din serie F, CS Rapid București și CSM București. A. Mai spunem că primele două clasate în grupa valoare 2 se vor califica la turneul final valoare. Mă rog, sunt niște denumiri ciudățele cel puțin. Hai să vedem foto cu fetele. Să le aplaudăm, bravo, excelent și cu două antrenori. Bravo. Da. Excelent. Sport frumos. Sport frumos. Dur. Încă multă, da. Am da. Făcut vreo... Ai făcut handball? Și vreo 2 luni. Ok. Și după aia te-ai dus la volei sau... Am făcut și în parele o perioadă. Și da, m-am luat băieții și m-au dat după semicercul de vreo 3 ori. M-am zis că nu e pentru mine. Și lasă mai bine volei, până la urmă. Da. Da. Un sport dur. Sport dur. Bun, hai să de aplaudăm. Contact. Tot timpul. Tot timpul exact, e contact acolo, exact, da? Contact, atenție, care un sfert măcar din contactele aia de la handball. Nu se văd. Nu se văd și nu, un sfert din intensitate. Dacă experimentează un fotbalist un sfert din intensitatea acelor contacte, se tăvălește 3 zile. Categori. Asta nu înseamnă că și la fotbal, că sunt la fotbal niște intrări pe care, atenție, noi nu le vedem și nu ne dăm seama. Zicem că nu s-a întâmplat nimic, mai țipăm de multe ori. Ce i-a făcut, bă? Tu nu vezi că așa zice? Ce i-a făcut, bă? E, nu, dar în teren sunt niște intrări acolo de te seacă la inimioară, știi, dacă le primești. Proiectul care interzice vânzarea băuturilor energizante către minori a fost adoptat de Camera Deputaților, republica.news.ro. Deci ce facem, colegul? Aplaudăm. Dăm în continuare. De la fete rămânem cu aplauze în continuare. Da. Eu cel puțin aplaud, conștient fiind de faptul că interzicerea acestor produse le va crește popularitatea și va crește automat tentația, dar sper să se respecte. Deci, până la țigări se respectă. Nu prea poți ca și minor să cumperi țigări. Nu poți, dar toți minorii fumează. Eu îi văd pe stradă. Da? Nu bine. Poți ca și minor să cumperi băutură energizantă, dar toți vorbea în continuare. Băutură energizantă. Sper să nu se întâmple. E simplu. Da, de ce să nu se întâmple? Așa. Proiectul care interzice vânzarea băuturilor energizante către minori a fost adoptat de Camera Deputaților și urmează să fie promulgat. Da? În lege. În lege. Să se transforme. Da. Lucru. S-a întâmplat marți, da, atunci când Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unei legi din 61 pe 1991. Legea 61. Așa îi zice. Da. Referitoare la sancționarea încălcărilor normelor de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice. Stai un pic. Da. Pisul care? Care ăștia care beau energizante, îi apucă dracii și încep să facă un urât. E în legătură cu chestia asta, da. N-are tu ce credeai, că la,
la sănătatea lor. Păi asta eu, a, mi-am luat aplauze. Ca așa aia care fumează, aia să devin mai calm. Mi-am luat aplauzele înapoi. Păi stai, dom'le, am crezut că... Și toți sunt interzise. Cu protecția și cu... Da? Această inițiativă legislativă, hai să vedem, că poate am înțeles noi cum trebuie. Mă rog. Și altfel. Această inițiativă legislativă vizează prevenirea și combaterea efectelor consumului de băuturi energizante în rândul populației și interzice consumul acestor băuturi de către minori. Dar de ce? Asta vrem noi să înțelegem, de ce? Că fac scandal după ce le beau și deranjează oamenii, liniștea publică și alea, sau că se îmbolnăvesc? Păi se vede. Scopul acestui. Ia să vedem. Scopul acestui proiect de lege este interzicerea comercializării băuturilor energizante care conțin combinații variate de carbohidrați, vitamine, minerale și cel puțin două substanțe stimulatoare ale sistemului nervos central, cum ar fi cafeina, taurina, carnitina, guarana, glucoronalactona. Ronalactona? Da. Glucoronalactona. Glucuronalactona. Da. Glucuronalactona. Ăsta cred că nici nu poți să-l zici. Să-l și înghiți. Așa și ați compus și asemănători incinta instituțiilor de învățământ, instituțiile de sănătate sau în locuri destinate ocrutirii speciale unor categorii de persoane defavorizate. N-am înțeles. Nimic. Băi, fraților, le interziceți că sunt rele pentru... Ei nu pot spune că sunt rele pentru sănătate, că n-au voie. Hai să... Poți să spui că e rău pentru sănătate, ceea ce îți dă voie să spui că... Da. Dacă nu le-a dat verde, auzi, doamne, omvelim și noi cumva. Și o dăm pe aia cu liniștea, cu ordinea. Hai să vedem, poate în continuare în articol ne dăm seama până la urmă. Astfel, conform acestui proiect de lege, constituie contravenție comercializarea sau oferirea gratuită, inclusiv prin automate comerciale, a băuturilor energizante către minori, de către unități autorizate să le vândă. De asemenea, proiectul de lege introduce amenzi pentru operatorii economici care încalcă aceste prevederi, amenzi care pot ajunge până la 30.000 de lei în funcție de gravitatea faptei. Încă ne apropiem de finalul articolului și nu am înțeles care e motivul. În cazul repetării contravențiilor, se poate dispune și suspendarea activității locului public pentru o perioadă cuprinsă între 10 și 30 de zile. Senatul a adoptat acest proiect pe 18 decembrie 2023 în calitate de prim force sesizat, iar votul Camerei Deputaților a fost decizional. În urma acestui proces legislativ, legea urmează să fie promulgată. Punct și s-a încheiat articolul. De ce? Care este motivul pentru care interziceți băuturile? Punctual nu se spune nicăieri. Nu se spune în articolul ăsta. Nu, care nu este nici motivul pentru care se interzice băutura energizantă tinerilor? Da? Minorilor. Eu am aplaudat, a fost o reacție firească, aceea de a aplauda, convins fiind că interzicerea acestor băuturi la consum de către minori are strictă legătură cu protejarea sănătății, acestora. Dar aici, din ce am văzut noi, am citit decât o bălmăjeală că se conțin diverse... Păi combinații variate de carbohidrați, vitamine și minerale conțin cam toate băuturile răcoritoare. Da, plus demiurile alea de euro, de care ei spun că s-au debarasat. Da. Nu mai sunt euro nimic. Stați liniștiți. Auzi, pe aia să punem atunci ca și pe... Uite, nu mi se pare corect. Pune și pe acele sticle de suc, de toate felurile. Dom'le, uite, conține zaharuri și pune o poză, nu știu, cu unul care e cât casa poporului. Știi? Uite, așa ajungi. Dar ar fi minciună. Cum e multă minciună și în alea de pe țigări. Ar fi minciună că poate ăla, așa cât casa poporului, a ajuns nu consumând alea, ci din alt motiv. Din altă cauză. Da? Mă rog. Începe plata prestațiilor pentru beneficiarii venitului minim de incluziune, colegul. Bun, interesant. Da. Când auzim cu incluziunea... Da. Da? Actualitatea prahoveană titrează, da? Și noi cităm. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ANPIS, am venit cu pace, da? Da. Am venit în pace, cum ar zice francezul, da. Am peace. Da. Așa, începe plata prestațiilor. Ce prestații? O să vedem noi. Dacă inițial așa ne-am întrebat amândoi, că, mă, ce prestații? Nu-s bani? Plățile nu se fac în bani? E, răspuns corect, nu. Nu numai în bani. Da. Pentru beneficiarii venitului minim de incluziune, VMI-ul. Da? Da. Eu m-am speriat și am oftat când ai citit în prima fază de VMI, că am zis că e femei. Așa, suma totală care va fi plătită celor 209.856 de beneficiari în această lună, fiind de peste, atenție, 132,9 milioane lei.
Bani, bani, ca lume, da? Ai văzut, mai citim proiecte care se fac cu bani europeni. Da. Și cu bani, cu sume de genul ăsta, faci. O grămadă. Asta a anunțat marți Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, MMSS-ul. Zici că e nemesiseanu. Da. MMSS-ul. Potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a Ministerului, acest sprijin financiar a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2024 și înlocuiește venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei. Stai, cum e cartonașul albastru? Păi exact, de ce n-am lăsat tot așa? Bă, nu știu. A, bă, e mai interesant ăsta cu incluziunea. Le-au zis aia de la UE, bă, voi nimic cu incluziune, mă? Voi dați ceva cu incluziune, ceva? Da. Nu, șeful. Ia bagă, hai. Păi ce să bagă, că nu mai... Bă, tu nu ți-ai să bagi, măcar schimbă-l pe ăla și bagă-l pe ăsta. Păi da, dar la joacă mai bine. Nu contează. Calendarul plăților pentru cei 209.856 de beneficiari înregistrați până în prezent, familii și persoane singure, este următor. Pe 20 februarie s-au alimentat cardurile pentru cei care au optat pentru încasarea VMI pe card. Ăstora le-au dat prim. Da. Iar în ultima decadă a lunii, între 22 februarie și ultima zi a lunii, se asigură plata prin mandat poștal conform convenției încheiate cu Poșta Română. Iată, Poșta Română băgată din nou. Da, hai să vedem ce spune, da, aici, Onor. În combinațiile astea. Onor, Ministrul Muncii. Poșta Română, care, by the way, am înțeles că ia niște taxe. Adică nu te duci acolo și plătești așa pur și simplu. Tu te duci acolo obligat, de exemplu, să îți plătești alea cu cardul de energie, da? Dar plătești niște taxe. Adică mai dai niște bănuți, puțin, câțiva lei acolo, dar nu contează, îi dai. Leu cu leu, îi dai, am tată, făcut, da, și în Ateneu. Bun, hai să vedem ce spune Onor, Ministrul Muncii, doamna Simona Bucura Oprescu, în postarea despre care am făcut referire, la care am făcut referire, da? VMI reprezintă un program de asistență socială creat pentru a ajuta persoanele și familiile aflate în situații vulnerabile să depășească mai ușor obstacole financiare pe care le întâmpină. Foarte frumos! Încurajează accesul la educație, întrucât copiii din familiile beneficiare de VMI înscriși la școală vor beneficia automat și de bursă socială. Ok. Încurajează și încadrarea muncă. Aici, doamna Bucura, nu. Bucura? Deoarece... Nu știu când îi zice așa. Vie așa-mi place. Bucura. A se bucura. Da? Încurajează și încadrarea muncă. Nu. Învață-l de mic, că primi niște bani degeaba, va sta liniștit. Da, da. Pe aici, sub nicio formă, am fost de acord oarecum cu ce a spus până acum, dar aici nu. Ia să vedem, încurajează și încadrarea muncă, deoarece persoanele apte de muncă intră automat în programele de mediere ale ANOFM, iar cele fără nivel de instruire vor avea acces la programe de tip a doua șansă pentru a le crește șansele de angajare. Nu. Dar ea nu se vor angaja niciodată. Depinde de cuantumul acestor bani care le vin. Păi, vedem noi cine sunt ăștia cu incluziune, cu nu știu ce, ca așa, ca titlul generic, familii și persoane singure, familii cu probleme, persoane singure, dar de obicei nu știu cum naiba se face, că oamenii ăștia cu probleme au probleme și cu munca în sine. Deci ei nu vor să muncească, ăștia de vor ăștia să bage incluziunea pe capul lor. Da. Și cum zici, la cu Bucura sau la cu Bucura? Bine, domne, zic Simona și gata. Nu, ale zic Alina. Cum zici, Alina, Alina. Nu? Zic Alina Gorgiu. Da. Hai să vedem. Se mai spune Simona, da? De fapt am întâlnit citatul din Simona. Potrivit MMSS, VMI, mamă, ce astea, ce de noi. Da. Este un beneficiu, uite, prevăzut de legea 196 pe 2016, privind venitul minim de incluziune. Iată, drag coleg, de când eram noi cu incluziunea. Da, în 2016. Păi leu, zici că este 1916. Dar cum ai 2016? Și are două componente. Sprijin pentru incluziune și sprijin pentru familia cu copii. Bravo. Sprijinul pentru incluziune are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială, și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat. Cartonașul albastru, clar. Da. De asemenea, sprijinul pentru familia cu copii, partea alaltă, se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind și asta, da, alocația pentru susținerea familiei. Deci nu face nimic altceva. Nimic în afară, da, de numire, da. O familie sau o persoană, poate la Quantum sau la bani, o familie sau o persoană singură poate beneficia de o singură componentă sau de ambele. Depinde. Da, în funcție de nivelul venitului de care dispune, componența familiei, calitatea de persoană în vârstă sau participarea copiilor la educație. Deci poți să primești și sprijin pentru incluziune, poți să primești și sprijin pentru familia cu copii, da, în același timp.
Toată asta e în VMI-ul ăsta, da? Hai să vedem ce mai explică MMSS-ul, Ministerul. Pentru accesarea VMI este necesară depunerea unei singure cereri, indiferent dacă familia sau persoana singură va beneficia de una sau de ambele componente ale acestui beneficiu de asistență socială. De asemenea, acordarea VMI se face printr-o plată unică lunară, indiferent dacă este vorba de una sau de ambele componente ale sale. Odată, Ivo. Da. VMI nu se rezumă la acordarea unei sume de bani. De-aia e cu... Okay. La început acolo am citit noi și nu înțelegeam plata prestațiilor și nu plata banilor. Bun. Acest ajutor conține și un pachet integrat de măsuri de sprijin în domenii cheie, cum ar fi ocuparea forței de muncă, serviciile sociale, educația, sănătatea și locuirea. Sănătatea și locuirea, da. Colegi. Toate contribuind la reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială. Da. VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de acordare. Dar în anul 2024, se mai spune în articol, nivelul venitului minim de incluziune, precum și al cuantumului ajutorului pentru familiile cu copii, prevăzut inițial de lege, s-a majorat din 1 ianuarie cu 13,8%, potrivit unor prevederi din articolul 91 din legea 196 pe 2016, cu modificările, bineînțeles, și completările ulterioare. Hai să vedem și noi cu modificările, da, și completările ulterioare. Pe doamna Simona Bucura Oprescu, odată la muncă, o vedem noi, avem o poză când e la muncă, e mai tristă, e mai răvășită, e mai gânduri, nu știu așa. Așa, uite. Bă, ea e, da, o vezi? Da. Da. Ok, este mai gânditoare, e mai apăsată, mai e că e la muncă. Aprofundează o problemă. Da? E la muncă, cred, nu știu, e într-o sală, deci. E, și aici o vedem când nu e la muncă. Pe cum nu e la muncă? E la muncă. Păi ce, dacă stă pe un scaun e la muncă? Păi da, normal. Păi și așa muncesc. Aici e la poză. Păi așa, păi bine, mă. Deci Simona Bucura Oprescu, dar uite, deputat PSD Argeș. Da. Noi am luat poza asta de pe simonabucuraoprescu.ro. Da, păi uite, da, dreapta sus acolo. E mai mișto sigla decât a PSD-ului. Între, așa, da. Eu zic că e la muncă, uite, un biblioraf în spate acolo, ești dosare aranjate. De vezi tu, a, gata, stai până, din unghiul ăsta nu văd, colegul. Eu vedeam doar PSD în ochii, în fața ochii. Da, tu vezi roșu. Roșu, așa, vedeam PSD. Uite, asta, de exemplu... Apropo, roșu este culoarea mea preferată, da, știi? Chinion, cum ar spune domnul Hai. Asta e, prima poză la nebunie. Prima poză cu doamna... Sunt pe negru și pe roșu, da? Combinația asta, alb-negru-roșu... Singur, prima poză a doamnei Sioida asta, cred că este ziua de luni. Așa am putea să o... Da. Și vineri, da. Da. Luni. Uh-huh. Okay. Vineri. Da. La muncă, la partid. La partid. La muncă, la partid. La partid, la muncă. Luăm o scurtă pauză. Bine, se spune așa pe la colțuri că de... Ci că și marți ar fi, de fapt, o zi de luni machiată. Da. Da, nu cred. Bun, ne întoarcem după o scurtă pauză. Și mergem până la garaj, cu fuguță. E interesant ce se întâmplă pe acolo. Gata, pauza. Haide în Galați, colegul, că avem acolo un caz. Frumos, o paleză frumoasă. Deosebit, da, da, da. Niște oameni frumoși, mai avem și niște oameni urâți. Da, asta e. O femeie din Galați a uitat să-și ia copilul cu ea atunci când a plecat de la spital, unde venise în vizită la alt copil internat. Asta e titlul. Da. Ca să înțelegeți bine, alt copil internat, ăsta fiind vorba de tot copilul ei. Era tot un copil al ei. Da. Era la, că eu am înțeles, la alt copil internat, că e copilul lui Bubanu, de exemplu. Da. Doamne vezi, să fie de internat, sau al meu. Dar la Galați n-am. Dar eu n-am. N-am la nici Galați, la Galați nici aici. La Galați, da. Asta da, e și niciunde. Motivul invocat de mamă a fost că a fost în oraș. Scrie Republica News.ro, da. A fost ca niciodată, a fost odată ca niciodată o limbă română un pic maltratată. Așa, da. Bun. O femeie în vârstă de 39 de ani din Galați este supusă unei anchete după ce și-a lăsat copilul pe holul spitalului. Ea venise în vizită la fiica sa, în vârstă de 8 ani, care era internat. Bun. Și avea de mână cu un băiețel. De 9 ani. Anca are 2 copii, o fetiță de 8 ani și un băiețel de 9 ani. Fetița de 8 ani era internată, băiețelul de 9 ani de mână cu mama ei în vizită la surioară. Da. Mămica a plecat singură de la spital. I-a lăsat pe amândoi. A zis, bă, perfect, frate, nici nu mă așteptam. Nici nu mă așteptam să scap așa de el. Așa oportunitate. Da, exact. Da, în timp ce se afla pe holul spitalului, mie e de râs, eu aș plânge. Pe e nu, că e de râs, că e de râs, ce să mai... Anca i-a spus băiatului că merge la toaletă și nu s-a mai întors. Deci e și cu prosteală de aia, da. După câteva minute, personalul medical a observat că băiețelul era singur și a alertat autoritățile. Da, poliția a fost chemată și tatăl copilului a fost cel informat. Te-a așteptat. Anca a declarat că a plecat fără să anunțe pe nimeni, pentru că nu erau asistente disponibile.
și că a fost în oraș uitându-se astfel de băiat. Uitând astfel de băiat. Uitând astfel de băiat. De greșeală în articol. Deci s-a luat cu luminile după un oraș. Deci fetița internată la spitalul de copii din Galați. Săraca, deci îți dai seama ca un copil să stai și în spital. Bun, uite, în weekend a mers tu. Nici nu știu dacă merge și în timpul săptămânii să o vizitezi. Ok. Bun, a zis, ce domne mare asta, Anca, măsa, ca să zic așa. Da? Măsa prostimi. A zis, ce mare problemă, am uitat să-l iau pe fiul. Și a rămas în spital acolo cu sorsa, că sorsa oricum stă acolo. Normal. Avocatul Spitalului de Copii Galați, Cătălin Munteanu, a explicat că Anca a pretextat, ăștia așa vorbesc, da. Știi? Da? Avocații, da. Da. Că trebuie să meargă la toaletă și a lăsat cei doi copii minori fără supraveghere. Tatăl copilor a venit să-și ia copilul acasă în timp ce mama a rătăcit pe străzi. Familia se confruntă cu dificultăți financiare și au existat momente în trecut în care au considerat să renunțe temporar la copii, însă s-au răzgândit după ce autoritățile de protecție a copilului le-au cerut să renunțe definitiv. Ăștia au zis, bă, fi, mai lăsăm și noi o lună, două, trei, o jumătate de an, așa, un an, îi mai luăm un pic, două, trei zile, ne mai bate în joc de ei, vi aducem iar. Cum duce anvelopele de iarnă-vara, undeva le pui acolo și bă, las că la toamnă ne întoarcem după. Deci e limpede că asta n-a fost o greșeală. Dumnezeu, da. O astfel de mamă, da, care se gândește, aia, trece prin căpșorul ăla al ei să renunțe la un copil, e clar că nu l-a uitat pe ăsta pe băiețel degeaba. Acolo. Corect. Adică, păi uite, mai las eu că nu mai pot, mă. Bă, nu mai pot, mai lăsați-mă în pace. Tatăl copiilor a confirmat că există momente în care au vrut să-i abandoneze. Da? Dar au decis să nu o facă. Uite vă ce părinți buni. Așa, exact. Cu toate acestea, reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului nu au fost informați despre cazul despre care vorbim noi acum. Poliția Galați a desfășurat o anchetă, da? Pentru identificarea mamei minorului. O anchetă. Pentru identificarea mamei minorului și aceasta a fost chemată la sediul secției de poliție pentru clarificarea situației. În timpul anchetei sociale, cei doi minori vor rămâne sub grija părinților. În grija părinților, zice. Hai deasupra grijii părinților. Da, hai să vedem o poză cu Ancuța, mama lor. Uite, iar. Ba, vezi, iar zice, că noi mai spunem în emisiune așa, că ne pricepem pe la fețe, pe la de-astea, așa. Uite-te tu la fățuca, e un pic cu gurița de, așa, ca de biban, un pic așa, da? E, ființa asta a făcut doi copii. N-a obligat-o nimeni să-i facă. Bănesc, da. Cum pe mulți nu cred că îi obligă cineva să facă copii. Și cu toate astea își dau seama în căpșorul lor de au un creier cât o bob de mazăre că nu prea se descurcă. Și cine are de suferit? Păi dar n-a zis doamna bucura o proscă. Uite, că le dă, le face pe stânga, pe dreapta, de toate felurile ajutoare. Cum nu te descurci? Cum nu te descurci? Da. Da? Da, da, să facă ceva într-un fel, să facă o operație unei mame de genul ăsta sau viitoare mame, să nu mai fie mamă. Niciodată. Dacă ea tot are cap, să detecteze după cap că face probleme. Și odată nici statul nu mai cheltuie bani cu ei, noi adică, da? Și a doua oară nici copiii ăia nu vor mai suferi. E simplu, nu? Da, nu sunt de acord și bine. Te rog. Acum, te rog. Ok, statul te poate decădea la un moment dat din drepturile părintești. Iar și asta da, mi se da, pare. Tot asta nu înseamnă că bă, la copilul ăla nevinovat se rezolvă ceva cu el. Nu, ăla că rămâne cu măsa cu asta tâmpită sau rămâne cu statul, ăla tot va fi rău de el. Da. Da? Tot va fi un copil chinuit, cel puțin de copilărie vorbim, da? Da, ciudat e că practic vorbim de un caz cu doi copii. Mai, nu știu, sunt cazuri cu 20. 20, 30 de afară. Ce fac? Și uite, totuși sunt familii care își văd acolo de viața lor, de sărăcia bine, lor. Bine, dar tot mai aud chestia asta. Că nu mă descurc, că suntem pe sărăcie. Păi stai-mă puțin, dar tu în capul ăla, de ce nu te-ai gândit înainte să faci copii? Că poate există un moment în viață în care vei avea probleme mari. Ce faci atunci? Să zicem că ai avut bani. Dar ăștia sunt care fac copii de nu se gândesc. Și ei fiind pe sărăcie din tată în fiu și tot fac copii. Dar nu se gândesc, știi? Bă, ce fac eu cu ființele alea? Le arunc așa pe lumea asta și după aia ce fac? Da, nu interesează și asta e. Nu, ce am făcut? Stai așa că fie așa. Dar n-a zis mama de la spital chestia asta. Nu vă gândiți că și-a dat cu reveneală sau nu. Alta din Timișoara. Da? De la est la vest mergem. Bun. O femeie din Timișoara, așa începe titlul, da. Din Republica News.ro. Nu! Ce am făcut?
O femeie din Timișoara a luat pe capotă o tânără în timpul unei lecții de condus, în momentul în care instructorul abia coboruse din mașină. E de film o comedie neagră bună. Da? O comedie neagră bună. Da. Ne permitem să și zâmbim, să și râdem, pentru că n-a fost cu pierderi de vieți, cu Doamne ferește. Se putea întâmpla foarte ușor, o să vedem din imagini. Șoferița, în vârstă de 42 de ani, uite, o vârstă destul de înaintată la care s-a hotărât să înceapă cursurile de... 42? Atunci femeia rupe. Da, e așa? Mașină. E mașină! Păi și-a luat ceva nevoie de permis. Da? A accidentat o tânără de 20 de ani. Atât că nu se poate deplasa așa, singură, fără efort, știi? În rest rupe! Care încerca să-și mute autoturismul lăsat în pană din mijlocul drumului. Deci, e, două situații... 42-20, două femei în mijlocul străzii. Închipuiți-vă filmul ăsta, de că a început deja, da? Da. Ok. Instructorul a emis o comunicare pe pagina sa de Facebook, exprimându-și regretul față de regretabilul accident. De ce? Îmi place că exprimându-și regretul față de regretabilul accident. În care o fată a suferit rând și s-a produs pagube materiale. Bun. El a menționat, și asta e o problemă, cum a ajuns video în spațiu public. Da. El a menționat că video a fost trimis doar agentului constatator și că din respect pentru victime și până la finalizarea dosarului penal pentru vătămare corporală din culpă, nu poate comenta despre ce. Băi, nene, ăsta s-a uitat pe la televiziune, instructorul. El nu comentează că e un pic vinovat. Păi acum încep să-ți dau și eu dreptate un pic așa. Da. El de-aia nu comentează. Ce nu comentezi? Cum adică nu comentezi? Ia, să mă uită pe la politicieni. Ăștia de mai saltă de neauce. Domne, până la finalizarea anchetei și a procesului, vă dați seama că nu putem. Vorbim după, dacă este. Băi, da. Nu, el e vinovat că vrea să ia bani. Că asta e. El e pus acolo ca să câștige niște bani. Nu face din pasiune, nu face pro bono, nu face... El câștigă niște bani, e la muncă. Și de-aia primește toate talentele astea în produs. Păi da, aia e. Da. Hai să vedem, pe larg ce s-a întâmplat. Potrivit polițiștilor biroului rutier Timișoara, un accident rutier a avut loc pe strada Muntenii din Timișoara. După investigații, s-a constatat că un autoturist folosit pentru școlarizare în vederea obținerii permisului de conducere, condus de o femeie în vârstă de 42 de ani, a lovit o altă femeie de 20 care se afla pe partea carosabilă încercând să-și mute autoturismul defect. Da, nu mai pornea, nu mai o să vedeți noi imagine. Avea ceva, da. Ulterior, autoturismul condus de femeia de 42 de ani a lovit și un alt vehicul parcat. Bun. Ok, deci a luat cât a putut. Da, accidentului. Femeia de 42 de ani era însoțită de un bărbat de 35 care acționa în calitate de instructor auto. Bun. Acesta, nuanță foarte importantă, coborâse din autoturism pentru a ajuta tânăra să scoată mașina din calea traficului. Păi era fix în mijlocul străzii, dar și perpendicular. Da. Și ăsta ce azi, bă, eu sunt instructor, mă, hai că rezolv eu. Cu toate că o să vedem pe imagini, cineva deja dădea o mână de ajutor. Da. Dar probabil că trăia și împinsă mașina și, mă rog, asta este. Eu nu înțeleg totuși de ce victima, viitoarea victimă în filmul ăsta, zici că a insistat. S-a băgat ea, că stătea bine pe trotuar. Da. Și s-a băgat în momentul în care asta s-a apropiat cu mașina Niki Lauda asta de 42 de ani care lua lecții, da? Alan Prost ăsta. Da, s-a fi instructor. Nu. Ia, șoferița, da? În momentul în care s-a apropiat, ai văzut cum s-a dus? Zici că i-a dat drumul cu zgârciu. Mm-hmm. S-a dus direct în locul în care asta a intrat în ea. Cum pleacă din praștie soarta, frate. Pasărea din Angry Birds. Da. Cum pleacă. Ia. Hai să vedem imagini. Imaginele le-am obținut de pe site-ul celor de la Observator News. Da. Dar ai văzut, fata pare că înțelege și muzica un pic. Ceea ce discută cu instructorul ei în habitacul. Da. Ăla zice ceva, îi explică. Ea zice da. Da, aprobă, la un moment dat, spune, nu-i da drumul acum, nu putem vorbi peste. La un moment dat spune că, ia uite, era să-l lovesc pe ăsta. Și la câteva secunde o dărâmă pe aia la altă. Deci o face țândă. Da. Asta e. Da, șofatul nu e pentru toată lumea, asta trebuie să înțeleg. Păi e mai simplă așa dacă pui problema. Ia, ouleu, dar de ce se vede fel? Mai asta mic, mai nu știu cum să vedem. Da, uite, avem o problemă cu sunetul. Și sunetul nimic? Nu. Da, nu. Era foarte bun era sunetul, foarte bun. Că de asta nu mai vorbeam noi. Și mașina aia, dar nu înțeleg de ce se vede așa. Dar așa se vede, calitatea execrabilă. Nu, așa e calitatea. Păi nu, e calitatea. Uite, acum victima vine din partea... E înhalat, în ce? Stângă, nu știu, o fină, uite, vezi, aici domnița... Ăla omul ăla a încercat, că e un bărbat ăla, cred. Pare un bărbat. Care încearcă să facă totuși ceva, să o dea de-a...
Și gata, a plecat. A văzut-o că a venit asta la alta, a plecat. A, nu, ăsta e alt videoclip, nu ce am văzut noi. Nu, ăsta e. Nu, 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 că noi n-am văzut blurat. Nu, era blurat, era blurat. Era blurat? Da, 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 da. Ăsta e videoclip. Okay. Da, se vedea mai bine. Nici măcar o tendință de frânare. Bine, e greu să... Bine, în ăsta nu înțelegi nimic. Dacă vezi și cu sunet și, am zis, foarte importantă discuția dinainte, din habitaclu, cum e ea, zici că e cea mai stăpână pe volan. Da. Și asta este, la un moment dat, că așa e viața, da? Intervine un moment. Nu poți să te gândești așa decât să te gândești că ar putea să se întâmple ceva și orice. Dar cât te-ai pregătit, mai ales dacă nu ești și talentat un pic? Da, eu sper că incidentul ăsta să o facă pe doamna în cauză să se mai gândească la necesitatea obținerii unui permis. Adică... Să stea liniștit așa un pic, da. Da, așa cum a spus și Mihai, da, sunt oameni pentru care condusul nu e opțiune. Așa cum sunt oameni pentru care zborul nu e opțiune. Neluțul să da, scuze, zborul, da, zborul mi-e rău așa, doar când zbor cu avionul, nu să pilotezi. Da, da. Se aude un fâșit undeva, atingem da. Noi ceva, eu? A picat da. Ăsta sau ce s-a întâmplat? Da, nu, e... Mi-a picat mie microfonul, Neluțul, ia zi. Cum e acolo la sunet? Stai așa să mă fac gigea. Foarte bine. Păi nu, dar fâș, auzeam un... Ok, mi se sufla în cască, fâș. NASA caută 4 voluntari pentru a participa la o simulare de un an a vieții pe Marte. Băi, băiatule, ia fii atent. Ziceai să ne băgăm? Nu, e un an. Nu, e că trebuie să stai îmbrăcat, bănuiesc. Și stai, că nu e, trebuie să stai fără aer. Nu e orice. E simulare de-aia grea de tot. Nu-mi place. A? NASA caută 4 voluntari motivați, pentru că nu te duci acolo ca orice voluntar. Dacă nu ești motivat să poți crăpa, da. Așa, n-ai ce căuta. Pentru a participa la o simulare de un an a vieții pe Marte, potrivit DPA. DPA. Începând din primăvara anului 2025, deci peste un an, 4 voluntari vor petrece 12 luni în cadrul simulării Mars Dune Alpha, care se va desfășura la Houston, Texas. Situl ăsta măsoară 160 de metri pătrați. Aia va fi casa ta, locul tău în care vei trăi, curtea ta, orașul tău. Da. Acolo, din 160 de metri pătrați, nu vei ieși. Da? Și este modelat după conceptul unei stații de cercetare de pe planeta Marte. Stația asta va fi o construcție modulară, realizată prin imprimare 3D. Bravo! Să fie prietenoasă și cu mediul, mă gândesc. Vrei să o vedem, uite, chiar la momentul în care e făcută? Amplasată la Centrul Spațial Johnson din Houston. Hai să o vedem. Uite. Da, păi au făcut-o? Da, se lucrează la ea, uite. Păi și atunci de ce din 2025? Ai imprimanta, uite cum vezi, pac. Asta e probabil ceea ce vor ea simula sau asta? Uite cum arată. Păi și așa o să ai pe Marte? Da. Bă, eu nu cred. Păi da, cum? Păi arată bine. Păi așa vei avea. Aici pe unde te plimbi în curte, când ești prin curte. Da, dai la green. Acolo, da. Okay. USA Today. Da, bun. Așa, cam așa arată mare. Ok. Programul este conceput, atenție, să simuleze condițiile și provocările unei misiuni. Că dacă erau doar condițiile așa, ne băgam și noi, colegul. Da, până în 2025, dădeam drumul la niște CV-uri pe acolo. Ia să vedem. Niște cereri. Dar atenție, vorba de provocări. Aici e toată treaba. Condițiile și provocările așadar unei misiuni cu echipaj uman pe planeta roșie, inclusiv și atenție. Da. Ei, dăm drumul la distracție. Administrarea resurselor limitate. Noi ca români suntem învățați. Noi dintotdeauna am administrat resurse limitate. Atenție, într-un an de zile poți muri de foame. Pentru că sunt condiții în care pe Marte poți muri de foame. Da? Asta e. Defecțiunea ale echipamentelor și ale sistemelor. Deci poți muri de frig. Asta se traduce cu poți să mori, deci odată mori de foame, da? Mm-hmm. Odată poți muri de frig, a doua oară poți muri că n-ai aer, oxigen, da? Se defectează sistemele alea. Ok, astea sunt simulări, da? Da. Întârzierea comunicațiilor și alți factori de mediu ostili. De care nici nu știm sau nu ne închipuim. Printre sarcinile care le vor reveni celor 4 voluntari se numără ieșirea autonome la suprafața planetei, operații cu roboți, menținerea habitatului, și creșterea culturilor. Da? Asta e ușor așa când zici asta, dar bă, când te gândești că vei rămâne fără aer, fără mâncare, fără apă, da? Fără încălzire. Da. Acolo nu prea îți mai vine. Nu-ți convine, te duci la pușcărie, că acolo ai de toate. Așa, da. Aia, da. Aceasta va fi o a doua simulare de genul ăsta, inclusă în programul Chappie. 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 Chappie.
Crew Health and Performance Exploration Analog, al NASA. Așa, da. Ăsta. Meni să pregătească viitoarele misiuni cu echipajul uman pe planeta Marte, persoane interesate purtând aplica, uite, până pe 2 aprilie conform celor de la NASA, voluntarii trebuie. Stai puțin, nu ne grăbim că mai avem timp o grămadă. De ce, ce să facă voluntarii? Stai puțin, până pe 2 aprilie, da, anul ăsta. Păi da, poți să-ți depui CV-ul. Că mă gândesc că va fi, că sunt mulți doritori, mă gândesc că vor fi mulți. De noi mulți, trebuie să alegi 4. Oricum, unii au dat bani grei, de exemplu, să-și plătească un bilet, nu știa nimeni când și cum va fi chestia asta, să te duci pe Marte în vizită, da? Ei nu știu când vor ajunge pe lună. Da. Deocamdată. Dar unii, iată, că au fost în stare, atât i-a dus capul, să plătească deja niște excursii pe Marte. Și îți dai seama că oamenii vor să ajungă acolo. De ce nu te-ai antrena un pic și aici? Da, corect. Dar de ce să vreau să ajung acolo? Pe Marte? Da. Spiritul ăsta de explorator al omului, de nu-i dă pace. Știu, așa e ființa umană, să exploreze, să găsească. Mama e o ființă aproape inumană. Păi de-aia, mă, suntem noi daci, începiți de-ăștia, geto-daci, de-ăștia, zamolsi și cu astea. Și englezii au cucerit lumea și vikingii și la fel. Păi noi stăm cu minții așa și aia umblă telele pe acolo. Da, du-mă, nu știu, du-mă la munte, da. A, așa da, ok. Păi da, la munte ce să mai explorezi? Că nu mai, le știi pe toate. Le știi, dar le mai vezi odată. Da, așa. Ești pe ăștia în papuci, pe ăștia de... Da, îi ia salvamontul cu elicopter de pe munte, cu l-a luat pe capra neagră, de-am dat noi săptămâna trebuie, nu știu, asta nu mai știu. Ok, ia ce să mai... Deci odată până la data de persoane pot aplica până la 2 aprilie, da. Am zis, da? Da. Ok, ce mai avem aici? Ia să vedem, trebuie să îndeplinești un cumul de... Ia, ce condiții? Funcții, mai? Da. Trebuie să ai odată o licență în domeniul științelor naturale. Da, la revedere. Deci, să ai vârsta cuprinsă între 30 și 55. Uite că la vârstă ne băgam, tăticu. Da, să fii sănătos, să fii motivat, da? Să fii nefumător, să fii cetățean... Păi stai puțin, de ce? Cum? Discriminare. De ce discriminare? Păi de ce îi tai șansele unui fumător față de un nefumător? De ce? S-au cum era pe vremuri... Păi nu asta e definiția discriminării? Navete pentru fumători, navete pentru nefumători, era pe vremuri cu vagoanele. Nu, cred că e cald. Păi ce, nu poți să fumezi tu o țigară pe Marte? Pe Marte? Nici pe Marte nu poți să fumezi. Nici pe Marte nu poți, da, corect. După ce nu mai lasă ăștia pe pământ, nici pe Marte, mă, frate. Te duci pe fața nevăzută a lunii, da, și dacă ai... Da, oricum nu arde bine, le-ai frică să nu fumezi înăuntru, unde ai atmosferă cu oxigen creată și nu știu ce, că dacă ți-a prins țigara pe Marte, ce? Păi nu, bubuie, nu, nimic, nu ți-a prinde. Nu. Așa, cetățeni americani, iată. Trebuie să fii cetățean american, sau să da? Dispui de o viză de ședere permanentă în Statele Unite și să fii, bineînțeles, vorbitor fluent de limba engleză. Asta normal, da. Mai ales când se vor tăia alea, că, la un moment dat, sistemele alea de comunicare, să nu știi nici engleză. Da. Mihai Trăistariu ieșise prin presă la un moment dat, susținând că e unul dintre românii, dintre primii români care și-a achiziționat... Bilet de ăsta pe Marte? Da. Probabil că a zis că vrea să participe acolo la Eurovision de pe Marte. Da. Eurovision uite, pe un tur, Marte. Un tur rapid, uite. Asta e gata. Noi ce am văzut acolo erau imagini din timpul lucrărilor de construcție. Asigur. Când imprimanta trăgea. Trăgea, uite. Acum avem la gata, dacă ne ajută colegii. Uite, vezi, așa arată intrarea. Tot nu înțeleg dacă e gata, mă rog. De ce până mai, trebuie să mai treacă un an până să bage voluntarea? Eu zic că până îi selectează pe aia. Atât durează un an? Fac, intri frumos, claustrofob să nu fii, că e nasol. Da, camerele... Asta e spațiu comun acolo, cu bucătărioară. Da, probabil reflectă fidel realitatea păi din teritoriu. Așa au zis, nu? Așa au zis că pe Marte așa va fi. Da, așa va. Probabil cameră de presurizare. Da, da. Am văzut noi ce i s-a întâmplat lui Marțianu seara cu film. Da, ai văzut. Uite și aici apar în curte. Aici e în curte. Asta e, uite. Șeful de grătar. Da, la mediu ostil, factor și alți factori de mediu ostil. La mediu ostil s-ar putea să intervină și factorul extraterestru, de exemplu. Corect. De loc de găină să dai tu la găină sau în timp ce dai la găină în curte pe acolo, vine alienul. Vine un dihor de la alien. Da, mulțumim, colegilor. Da. Vine naibii un ciupacabra de la de-al lor și te-a luat pe tine, nu ia găina. Asta e, nu se știe ce găsești pe acolo. Corect. Asta e imprevizibil. Suntem Bubanu și Pali, deocamdată noi mergem cu trenul, nu le avem cu navete de-astea, cu nase și așa mai departe. Ne place în tren și mai ales în trenul de noapte. Ne auzim mâine, sau luni, sau când o fi. Luni, mai corect așa. Bye. Bye, bye.